Salutare și bine v-am găsit! În filmulețul de astăzi aș vrea să vă arăt tragerea la sorți pentru tombola de la cele două combo-uri pentru feeder. Și aș vrea să înțelegem un pic care este programul. Programul care îl folosesc eu este așa zisa roata norocului. Avem 9 participanți la tombolă. După ce se va face prima extragere, voi elimina primul câștigător și vor rămâne doar 8 în cursa pentru al doilea combo. Haideți să vă arăt un pic și aplicația. Aceasta este aplicația. Se încarcă numele participanților aici în tabloul din dreapta. Eu o să copii toți cei 9. Și voi lipi aici. Da? Haideți să facem prima extragere. Nu vreau să mă mai lungesc prea mult. Vreau să fie un filmuleț cât mai scurt, așa că voi trece la prima extragere, primul câștigător. Iar primul câștigător este Marcu Constantin. Acum îl voi nota în documentul meu Word pe domnul Marcu și îl voi face cu roșu. Ia să vedem dacă și reușim. O altă chestie, domnul Cimpoieș Florin Doru s-a chinuit foarte tare să lasă un comentariu la filmuleț. Până la urmă, n-a reușit și da, se pare că trebuie să șterg. Cum se fac aici? Haideți să facem așa. Deci l-am eliminat pe domnul Marcu. Mai facem încă o a doua extragere, să vedem cine este pentru al doilea combo. Al doilea câștigător este Flavius Voicu. Pe amândoi, atât pe domnul Flavius cât și pe domnul Marcu, o să îi rog să îmi trimită pe Facebook, pe profilul meu, pe profilul Mihai Petrea, datele pentru a intra în posesia premiilor. Miercuri, cum ajung la serviciu unde țin cele două lansete și mulinete, o să pregătesc coletele și le duc și la curierat. Dumneavoastră doar trebuie să le ridicați. Deci, haideți să-l notăm și pe domnul Flavius. Cam asta a fost extragerea. Sper că a câștigat cine trebuie. Sper să vă folosiți de sculele respective cu drag. Vă urez fir întins și o seară faină.